comedia Cerere în căsătorie de A.P. jucată de actorii Florentina Năstase, George Constantinescu și Valentin Terente, în regia lui Victor Olhuț, a adunat în fața scenelor din Domnin, Bănișor și Horoatu Crasnei un număr total de 420 de spectatori. Dintre cei prezenți la spectacole, cei mai mulți au fost localnici. Pentru unii dintre ei a fost o premieră să asiste la o piesă de teatru. Cel mai bun exemplu sunt părinții mei pensionari. Au peste 60 de ani și au fost pentru prima dată la o piesă de teatru. Au fost încântați. Este bine că au putut să participe, dar este și trist că până la vârsta lor nu au avut această posibilitate. A fost inedit să asiste la mine la țară la o piesă de teatru cu actori profesioniști din toate punctele de vedere. Le recomand tuturor localnicilor din satele în care vor juca cei de la cultură în șură să le dea actorilor o mână de ajutor, să promoveze cum pot spectacolul, să îi ajute la amenajarea scenei, să mai mute o bancă, fiecare cum poate, pentru că un astfel de eveniment la un asemenea nivel nu se întâmplă în fiecare zi, consideră Paul Chius din Horoatu Crasnei. Profesorul Sergiu Ghiurco din satul Domnin a găzduit pentru a treia oară un spectacol susținut de cultură în șură și își dorește să mai fie gazdă ori de câte ori trupa va vrea să joace în Domnin. La spectacolul susținut în șura lui au participat consătenii săi, dar și locuitori din satele învecinate și chiar de la oraș. Ca multe alte sate din țară, Domnin are o populație îmbătrânită. Unii dintre localnici nici nu au ieșit vreodată din sat. Un spectacol de teatru acolo la ei a fost o experiență atât de interesantă încât cei din sat consideră că a intrat în tradiție prezența actorilor, mai ales că în comună nu se prea întâmplă evenimente culturale. Nu m-am gândit niciodată că voi găzdui o piesă de teatru la mine în șură. Am văzut în presă și mi-a plăcut ideea. În 2019, în iunie, am fost la un spectacol în Nadiș și în același an, în august, i-am găzduit și eu. 364 sau 365 de zile pe an, șura mea își îndeplinește menirea de șură, dar într-o zi din an se transformă în scenă de teatru, afirmă profesorul Sergiu Ghiurco din Domnin. Fiecare reprezentație a fost precedată de un atelier de teatru dedicat celor mici. În total, 75 de copii și tineri au participat la cele trei ateliere susținute de actorii Florentina Năstase și Mircea Gligor. La unele dintre ateliere au participat și copii instituționalizați sau din medii defavorizate care s-au bucurat să descopere prin intermediul jocurilor exerciții de actorie precum dicția, improvizația și mișcarea scenică și au aflat ce conduită să adopte când asistă la un spectacol. Cerere în căsătorie este unul dintre cele mai de succes spectacole cultură în șură. A fost realizat în parteneriat cu Teatrul de Artă București și a obținut de-a lungul timpului numeroase premii. Din anul 2020 figurează și Arhiva Națională de Televiziune a Județul Sălaj a deschis seria de spectacole gratuite susținute de cultură în jură în mediul rural din acest an aniversar, Ionu Văsălichi, domniții din Rături, de la numărul 13 din satul Domnin, Ionica Sfârti, de la casa numărul 50 din Mărnișor și Andreea și Vasile, de la numărul 123 de lângă Brutăria din Horoatu Craznei, au fost primele gazde primitoare care și-au pus șurile la dispoziția actorilor. În această vară, caravana teatrală își va continua periplul în sate din județul Argeș, Hunedoara și Sibiu. Seria de spectacole face parte din proiectul Rural Teatral, cofinanțat de administrația Fondului Cultural Național și Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, având parteneri Primăria Slimnic Primăria Arpașu, Primăria Buzoiești, Primăria Baru, Primăria Densuș, Primăria Sălașu de Sus, Primăria Someșodorhei, Primăria Comunei Bănișor, Universitatea din București, Geoparcul Internațional UNESCO, Țara Hațegului, educa România, Centrotrans și Daisler Print House. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării. Cultura jură este o asociație culturală non-profit creată la inițiativa a regizorului Victor Olhuț, al cărui principal obiectiv este promovarea și dezvoltarea culturii în zonele cu acces limitat la cultură, cu scopul de a diminua diferențele culturale dintre comunitățile urbane și cele rurale. Până în prezent, asociația a produs în cadrul acestui demers 5 spectacole de teatru, a vizitat 59 de sate și comune, a susținut 94 de reprezentanți pentru aproximativ 15.000 de sateni, la care se adaugă participări în festivaluri, numeroase premii, precum și sute de reprezentații ale spectacolelor în teatrele partenere. Asociația organizează ateliere de dezvoltare personală, improvizație și conduită pentru copiii din mediul rural, oferindu-le astfel instrumente esențiale pentru a deveni consumatori de cultură la maturitate.